Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul de YouTube Claumar Pescar. Astăzi filmăm un nou episod din seria Pe Urmele Crapilor. Începe teambuilding-ul consultanților Claumar aici pe lacul Iannis. Am tras la sorți componența echipelor și de data aceasta am picat cu Andrei Dumitrescu. O face o deosebită plăcere să pescuiesc alături de tine, Andrei. Și mie. Și după un drum de 10 ore, așa cum vedeți, am ajuns pe frumosul lac Iannis. Claudiu, îți propun să mergem să salutăm băieții și să vedem ce strategie au ales să aplice de această dată. Hai să mergem să vedem. Pescuim pe standul 8, avem câte 3 lansete de fiecare și pentru început noi abordăm o strategie comună, adică folosim momitoare, pungi, elicopter, tot ce se poate până găsim rețeta succesului. Aflându-ne la prima partidă pe acest lac, am ales să pescuim cu monturi diverse, pe distanțe diferite, pescuim clipsat pentru a căuta zonele fierbinți. Înainte de această partidă am încercat să acumulăm cât mai multe informații de la pescarii locali. Consider că acest pas este foarte important atunci când mergem pe o baltă nouă, deoarece ne va fi mult mai ușor decât dacă am luat-o de la zero. Având aceste informații, vom ști exact cam pe unde ar trebui să căutăm pești. Noi am ales să pescuim între 90 și 130 de metri pentru început. Prin urmare, vom încerca să identificăm locurile fierbinți și să vedem de unde avem cele mai multe prezentări. Acolo o să insistăm până îi dăm un pic de cap. La cârlig vom pescui pentru început cu clasicele papanele, pop-up-uri mici de 8, de 10, pelete flotant de 6 mm, cârlige mici, numărul 6, 8. Folosim cârlige White Gape, avem și o lansetă sau două cu monturi elicopter, în care avem ceva bile, folosim bile micuțe de 16 mm, folosim și fishmeal-uri, squid căpșună, dar și critic echilibrate. De asemenea, mizăm și pe cârligele fang, ce sunt recunoscute pentru rezistență și, prin urmare, ideale pentru crab capital. Am ales să le legăm cu fire subțiri, clasicul 8X de 0,16, 0,20. Pentru boilisuri folosim clasicul Fluorocarbon, folosim un 0,35. Și 0,30. Eu am pus și 0,30, mie îmi place totdeauna să pescuiesc cu Fluorocarbon subțire la început, chiar dacă implică anumite riscuri. Da. Pentru nădire, am ales să facem o nădire destul de ușoară, nu folosim cantități mari. Ionuț a preparat o nadă destul de ok. Pelete, NADA Feeder Pro. Toate date cu Spider-ul. Da, e. Și pe lângă asta o nădire moderată din Cobra, eventual când avem o trăsătură îi dăm acolo o mână de bile ca un premiu. După cum bine știm, montura cu momitor este una din monturile de atracție în pescuitul la crab. Prin urmare, am ales să încep această partidă folosind o montură cu momitor, un momitor clasic Claumar MV2, pus direct pe LEDCOR. LEDCOR-ul trebuie să aibă o lungime de minim 70 de centimetri pe lacul Iannis pentru a respecta regulamentul bălții. Folosesc cârligele Fang, deoarece sunt niște cârlige foarte puternice, ideale pentru pescuitul crapilor de talie mare. Am optat pentru mărimea numărul 8, fiind suficientă pentru început. Eventual, voi crește mărimea pe parcurs dacă și numărul prezentărilor se vor intensifica. Cum am legat cârligele Fang. Pentru început am pregătit câteva forface cu fir subțire de 0,16 textil. Lungimea forfacului trebuie să fie între 5 și 8, 9, maxim 10 cm. Pentru început fac la capătul firului o bucălă tubă. Întotdeauna fac o bucă dublă, deoarece una simplă se poate desface atunci când tragem firul cu croșeta. Strângem un pic nodul. Tăiem surplusul de fir. În acest moment vom adăuga și pop-up-ul pe fir de păr pentru a ști exact ce lungime să lăsăm. Voi pune un pop-up mic de 8 mm. Trag pop-up-ul pe croșetă. Îl atașez pe buclă. Pescuind cu momeli mici, sunt de preferat opritoarele mini, deoarece acestea sunt foarte discrete. Trec opritorul prin buclă, după care îl lipesc de pop-up. În acest moment voi tăia firul pentru a putea face noduri fără nod. În acest moment avem două posibilități: să matesăm firul de 13-14 ori până în dreptul vârfului cârligului sau să folosim un varniș siliconic. Personal aleg varianta cu varniș siliconic, deoarece îmi va indica momentul în care am o prezentare și senzorul nu mi-a semnalizat-o. Deci, practic, varnișul siliconic va fi un martor al trăsăturilor nesemnalizate. Trec varnișul pe fir. Introduc cârligul prin varniș. Setez lungimea firului de păr. Pop-up-ul nu trebuie să fie nici lipit, dar nici la o distanță foarte mare de cârlig. Cam jumătate de centimetru, 1 centimetru este ok pentru pescuitul de față. Trec firul prin ochetul cârligului, din spate către față, matisez firul de 6-7 ori, după care revin din nou cu firul prin ochetul cârligului, din spate către față. La final fac o buclă dublă. Am grijă ca forfacul să nu depășească acei 8-9 cm. Bucla este gata. Strâng puțin nodul. Tai surplusul de fir. Și în acest moment voi avea nevoie de un tub anti-tangle din care tai doar o mică bucățică. Trec bucățica cu ajutorul unei croșete pe firul de forfac și la final atașez forfacul de agrafa rapidă montată pe LEDCOR. Și astfel, montura este gata. Salut, Sebi! Te salut, Paul! Mă bucur să pescuiesc alături de tine în cadrul teambuilding-ului Claumar. Același lucru, simt și eu o mare plăcere să pescuiesc alături de tine, alături de tot stafful Claumar, consultanții Claumar. Strategia pe care tu o abordezi în partida? Eu, strategia pe care am gândit-o, zilele astea am stat și am analizat puțin și vremea, temperaturile de afară. Am încercat să pescuiesc atât pe apă mare cât și pe apă mică. Am ales strategia de a folosi bag, da, cu diferite granulații, mărimi, arome. Am ales 3 tipuri. de 6 mm, de 4,5 și tot de 4,5 un fishmeal. Aceste baguri pe care le fac eu de obicei le fac puțin mai mari. Nu pescuiesc foarte departe, deoarece fiind vremea destul de rece, am căutat zona cu apă adâncă, ceea ce n-am avut nevoie pentru a ieși în zona insulelor și am pescuit undeva în 70-85 de metri, ceea ce am crezut eu că va funcționa. Am folosit un bag, cum am zis, cu anumite granulații, pelete de krill, fishmeal, un sistem de LEDCOR Claumar de 70 de centimetri și pe acest sistem am prins azi dimineață și un super crab de 15 kg. A fost prima tăsătură, să zic așa. Tu, Paul, alegerea ta? Alegerea mea a fost, este de fapt foarte simplă, clasic, pe plumb pierdut, la fel pe segmentul de LEDCOR de 70 de cm Claumar, plumb de 110 grame, pescuiesc undeva la cam 130-140 de metri. În zona insulelor, te duci pe apă mică. Da. Deci două lansete le pescuiesc cu plumb pierdut și una cu momitor. Pe momitor am ales la fel un ground bait de apă rece, niște pelete, la fel Red Krill de 4 mm, de 2 mm. Da, ai făcut o mecanică a NADA ca să descarce momitorul și ai căutat apă mică, pe care ai avut și prezentări mult... Nu sunt familiarizat cu bagurile și de-aia am zis să pescuiesc așa cum o fac pe unde merg eu de obicei. Da, din punctul meu de vedere, bagurile în ultimii 2 ani de zile, peletele au luat o amploare și prind foarte bine acest sistem bag, în care folosești granulații de diferite dimensiuni și arome. Mecanica este unul foarte, foarte bun, el se desface, peletele, dacă este de calitate, clar, peletele își va face treaba, plus că lacul este familiarizat cu peletele, asta, mai ales că peletele este solubil. Nu stă foarte mult în apă, adică el odată desfăcut începe să lucre, începe să se transforme în praf, ceea ce atracția este mult mai rapidă. Da, da. Eu zic că voi continua pe acest sistem probabil toată durata. Probabil am să încerc și eu. Arată foarte interesant, chiar îmi place și cum de lansat se lansează foarte bine, chiar am văzut se duce și până 90 de metri chiar. Acum... Eu baza monturii a bagului am pus-o pe pelete și mai ales pe peletele de 6 mm krill. La krill am pus un pop-up de 10 Claumar, un cârlic de 6 mm și... Eu am mers pe rigurile rigide, Claumar, fluorocarbon, cârlig numărul 6, cu bilă, cu boilers de 20 de mm, scuici și până critic echilibrat. Având în vedere că vremea de afară se va răci, clar că peștele va deveni foarte mofturos și probabil va funcționa momitorul, da, asta am, din informațiile pelete pe care le-am avut, am auzit și am și văzut să aprins și pe momitor, deci de-aia am ales să pescuiesc una și pe momitor. Haideți să vă prezint și rigul pe care îl folosesc. Fluorocarbonul de 0,40 de la Claumar. După cum v-am obișnuit în atelierele mele, eu și la bucla pentru stopper folosesc tot nodul 8. Acest nod are rolul de a bloca foarte bine boilesul, nu-l mai lasă să alunece pe firul de păr. Îl strâng puțin. Boilesul critic echilibrat, scuit și prună, de 20 de milimetri. Pe această vreme eu zic că se pretează foarte bine, fiind o bilă ușoară, este absorbită foarte bine și de pește. Foarte multe de explicat nu sunt la acest rig, este un rig care se face cu foarte mare ușurință. Lungimea rigului undeva la 10-12 cm. Cârligul White Gape. De înfășurat fiecare după preferințe, 6-7 spire sunt suficiente. Cam așa arată rigul. Aici la fel. Facem nodul 8. Lungimea fiecare o alege în funcție de preferințe. Și bineînțeles, atașăm un con anti-tangle. Claumar, bineînțeles. Îl tai undeva la 2 cm, 3 maxim. Nu pun tot conul. Îl trag peste nod. Și acesta este rigul. Simplu și eficient. Am profitat un pic de pauza pe care am făcut-o acum, am scos lansetele din apă pentru a merge puțin la grătar, de a ne bucura într-adevăr de team building-ul pe care îl organizăm în momentul de față și toți consultanții Claumar au putut testa, au putut pune mâna pe noile lansete ProLogic Fulcrum. Când a venit unul cu boile lângă mine și eu prindeam, spărgeam și după 24 de ore n-am mai avut o trăsătură. Atunci am înțeles puterea boilisului. După 24 de ore am zis așa, da, eu acum am furat de prins, am duc acasă. Da, ăla prindea, ba nu că prindea, prindea. Și atunci am înțeles puterea boilisului. M-am dus acasă și am început să studiez, să văd, bă, ce conține un boilisu. Boilisul, de fapt, la bază, de ce a fost creat el? El a fost creat pentru a evita plătica. A fost creat de britanici, a fost inventat în UK, pentru a evita plătica. Au plătici din alea de 4-5 kg și încercau să evite plătica la trăsătură. Ce au zis? Bă, așa, hai să punem ou, să facem o chestie rotundă, să putem să o aruncăm cu ceva. Și de acolo a plecat toată istoria boilisului. Au plecat de la pelete, de la nutriția peștelui. Asta a fost toată chestia. Doamne, dar ce mi-aș dori mâine să plouă. Cu tunete, cu fulgere. Da, să nu mai pescuiască nimeni cu beguri. Se le topească, știi, când te pune aici, s-au p***at. Bă, și cum m-am ridicat, s-a ridicat unul din capul celălalt și am căzut. Am dat peste narghilea, am spart-o și am căzut cărbunii direct pe cort. Mi-a ars și cortul. Salutare! Bine ați venit în atelier, de data asta e afară. Ai grijă. Ah, scuze. Ne aflăm pe standul 6. Mă aflu de fapt alături de colegul Florin Petrovan și vom încerca să vă prezentăm tipul de abordare sau de fapt strategia pe care noi am ales să mergem. Florin, cum ai ales tu să abordezi această partidă sau care este strategia pe care ai ales-o? Ne poți spune câteva? Da, cum să nu, salut! Primul rând o să încep prin sondarea locului. Știm cu toții că lacul deține o zonă mai adâncă și o să încerc să abordez pragul dintre zona cu apă mare și zona cu apă mică. Zona de trecere, cum ar veni, dintre apă mare exact, și apă mică. Exact, pe care o să vreau să mă mesc exclusiv cu boile și cu pelete. Iar ca prezentări o să pescuiesc cu plumb pierdut și cu montură. O să alternez din punct de vedere monturi, viriguri, blowback, în funcție de situație și de cum o să răspundă pești. Am înțeles. Ți-ai făcut un pad de nadă sau ceva, sau pescuiești pe lângă sau la intercepție? O să folosesc racheta pentru a face un pad de nadă, format din bolisuri și din pelete, urmând ca să alimentez patul de nadă în funcție de răspunsul peștilor. Deci în funcție de cum vei avea prezentări exact, sau o anumită frecvență, exact, o să adaptezi. Exact. Tu cum te gândești să abordezi partida? Până în momentul de față m-am orientat mai mult, să zic așa, din partidele avute anterior pe acest lac. Pot să zic că cunosc cât de cât zonele fierbinți ale lacului. Am mers clasic pe pungile PVA, fără anădii, nu am mers pe un pad de nadă sau ceva anume. N-am dat niciun spom, nicio cobră, absolut nimic. Practic e un pescuit la intercepție, să zic. Ok. Pescuiesc zona dinspre insule, unde știm că apa are undeva, este puțin mai mică. Ok. Se încălzește și mult mai ușor și am ales să pescuiesc zona insulelor, să zic. 120 de metri, 100 până în 125. Am înțeles. Și... mă scuzați, dăm o prezentare. Am revenit, chiar am avut parte de o prezentare, un pește frumos de aproximativ 11-12 kg, din partea, tot din mijlocul insulelor, să zic, distanța tot aceeași de 120-125 de metri. După cum vă spuneam, eu am ales să merg pe un pescuit de intercepție, baguri, doar baguri, am și unul confecționat, o să vă arăt exact cum arată, dar... probabil că toată lumea deja le cunoaște și știe cam despre ce este vorba. Așa arată pungile PVA, care dimensiunile 60-130, clasice pentru a atinge distanțe, zic eu, considerabile, 120 de metri. Așa. În continuare, nu știu, eventual o să vă prezint modul de confecționare a acestora. De ce avem... ca să vorbești un pic din cei compus, totuși, probabil sunt oameni care, sau persoane care urmează să vină pe lac. Da, pentru cei care urmează să vină pe lac, de ce au nevoie exact, cap-coadă, dacă ar fi așa să o luăm, ar fi plumb de 70-80 de grame. Acum depinde fiecare ce lansetă, câte libre, ce acțiune folosește. Plumb clasic sau plumb special pentru... Poate folosi, nu e neapărat o regulă ca să folosești un tip un tip anume de plumb. Da, sunt cei pătrățoși care se indicați pentru baguri, care sunt expres pentru așa ceva. Dar ideea e să fie inline. Se poate folosi și un... Uite, am aici, chiar am un plumb așa, sub formă de picătură. Și acesta folosesc, n-am avut nicio problemă, nu m-a deranjat în lanseuri, chiar din potriva. Și ca și compoziție? Compoziție, eu personal folosesc două tipuri de pelete de 2 mm și 4 sau 4,5 Red Krill și Fishmeal-ul Claumar. Astea două, după cum se și observă în pungă. Deci, parte lichidă folosești? Parte lichidă nu folosesc, n-am folosit pentru că am avut randament bun fără parte lichidă. Mai, dacă chiar doresc să ies, să mă îngreunez un pic punga solubilă, de exemplu am 110 grame undeva, 115 grame ajunge cu totul, cu mixul de pelete, atunci mai introduc între 5 și 10 ml de parte lichidă pentru a ajunge la 125 de grame. Ca să pot încărca lanseta și să pot lansa o distanță mai mare. Deci cam asta este, bucată de LEDCOR de aproximativ 70 de centimetri. Este extrem de simplu. Așa, dacă doriți, nu știu, o să și confecționez una, dacă am un plumb la îndemână să văd. Da, se pare că am un plumb. Aici. Acesta este plumbul. Așa, riguri. Am chiar la îndemână un rig. Un riguri scurte. Cârlige de mărimea numărul 6. Folosesc partida asta, am folosit cele de la Korda Mixa, care până acum nu pot să zic că m-au dezamăgit. Deci chiar niște cârlige foarte bune. Au o tentă așa spre un White Gape, o deschizătură mai mare. Și se poate atașa diferit acum fiecare după preferințe. Diferite waftere. Eu am folosit wafter de la Solar de diametre mai mici, de 10, dar și am prins foarte bine și pe criticile de 16. Acestea mici sunt ideale, în baguri, randament foarte bun la ele. Deci cam asta este. Scuzați, iar am o prezentare. Aoleu! Am revenit, am avut parte de al doilea run, în mai puțin, probabil, nu știu, de 10 minute. După cum vă spuneam, pescuitul la baguri este foarte eficient. După cum s-a și văzut, prezentări multe, dese, pești frumoși. Chiar sunt curios acum, până la finalul partidei, ce o să ne rezerve, câți pești o să reușim să capturăm. Florin, o să schimbi, o să mergi pe acea strategie sau vei continua cu pescuitul pe funcție de răspunsul peștilor? Probabil că o să alternez în situația în care peștii nu o să răspundă pe pescuit clasic cu bilă. O să trec și eu pe pescuitul la pescuit baguri, probabil. La intercepție, cum ar veni. Exact. La intercepție, mai cu afters-uri, cu bile critice, cel mai probabil. Am înțeles. Asta depinde foarte mult de răspunsul peștilor. Am înțeles. Ce să zicem, vă ținem la curent până la finalul partidei, sper să avem parte de exemplarele care ne le dorim cu toții. Super, am terminat de vizitat toate standurile colegilor. Și de montat. Și de montat, da, în sfârșit am reușit și noi să ne instalăm. Ce părere ai de strategiile alese de colegii noștri, de celelalte 3 standuri? Strategiile sunt bine alese, eu vreau să fac total ceva diferit față de ce fac ei. Știu că funcționează foarte bine aici pe Lacul Iannis strategia cu pungi solubile și cu pelete în pungă, cu boilisuri sparte, cu pop-up-uri la cârlig sau waftere. Waftele, da, stand de lângă noi, Cristian. Da, dar vreau să încerc ceva diferit, adică știu că aici este obișnuit cu chestia asta, cu strategia asta de bag-uri, cum spune toată lumea aici, da, în zonă, da. English. Dar vreau să mă axez foarte mult pe pastă solubilă. Apa încă este rece și vreau un plus de atracție, da. Și vom face în felul următor, Andrei. Vom face monturi pe LEDCOR, pe un segment de LEDCOR cu plumbi inline, cu rigurile legate cu fluorocarbon. Fluorocarbon, corect. Și critic echilibrate la cârlig. Ce dimensiune? Vom începe pe 16 și vom vedea cum. Dacă e nevoie de selecție, vom mări dimensiunea. Da, oricum, ideea este în felul următor, că vreau să pun pastă solubilă pe critică echilibrate, știi, pasta solubilă. Nu doar pe plumb, ci și pe. Da. Pe plumb vreau să pun destul de mult, vreau să fie gen momitor, pentru că ce se întâmplă? Este obișnuit să găsească hrană multă la un loc și de aceea vreau să-i dau senzația aia prin... Tu încerci să replici partea de bag-uri pe care l-au învățat. Apropo, a fost și un concurs. Da. Și l-au învățat pe aceste bag-uri și vrei să o replici, dar dar în alt faci. Am un mod de a mă exprima aici, hashtag keep it simple. Da. Cred eu că va funcționa această strategie, pentru că, după cum am spus, cu toate că este soare, este frumos afară acum, este răcoare, noaptea temperaturile sunt destul de scăzute, am băgat mâna în apă și mi-a cam înghețat mâna. Asta e primul lucru pe care îl fac când ajung pe malul apei. Trebuie să fim foarte, foarte atenți la cum prezentăm. Bun, mi-ai povestit despre bag-uri, ce spui despre strategia celorlalte standuri? Ce ai observat, ce te-a impresionat și... Dacă crezi tu că vor avea sau nu succes strategiile alese? Toate strategiile sunt bune, doar vreau să fac... Îmi place foarte mult ideea că fiecare stand are altă cu strategie. Totul și cu totul, ai observat? La Cristi știam foarte bine că el pescuiește foarte des aici și știam sigur că asta e strategia pe care o va alege, că i-a funcționat, îi funcționează și va funcționa cu siguranță. Dar am vrut să văd dacă cumva poate funcționa și altă strategie similară, știi? Da. Plumb pierdut mai în față, dacă nu mă înșel, da, și pe momitoare. Da. Așteptăm să vedem care strategie va fi cea mai bună până la final. Mă bucur că ne-am pus de acord să diversificăm și să avem și noi a 4-a strategie, să avem total diferită și să... Până la urmă, asta suntem, trebuie să testăm, da? De-aia și asta facem aici. Da? Testăm 4 strategii diferite să vedem care va da rezultatele cele mai bune. Da, sunt tare curios. Am încredere mare în strategia pe care o vom aplica noi începând cu astăzi și vedem până marți rezultatul final care va fi. Pentru că știi care e chestia? S-ar putea pe parcurs să mai schimbăm câte ceva. Să ne adaptăm. Că practic asta este pescuitul la crap, adaptare continuă. Da. Dar asta este strategia cu care am început astăzi. Super, total de acord. Haide să-i dăm drumul. Hai să începem să legăm și cârligele, să arâncăm lansetele acolo unde am vrut, pentru că nu le-am dat chiar acolo unde am vrut, da? Trebuie să le scoatem, să le dăm acolo unde ne dorim. Da, știu că ești foarte meticulos și orice centimetru pentru tine contează, aranjate la linie, date la punct fix, clipsat, da? Acum vreau să profit de soare și peștele ar trebui să răspundă pe apă mică și vreau să mă apropii cât mai mult de insule și un pic între insule. Am înțeles, deci vom pescui foarte, foarte sus. Foarte acum, sus, da. Vrei să încercăm și în 80 de metri, am auzit ceva de un prag de ceva. La noapte. Da? Hai să rezistăm până la noapte, să lăsăm standul să respire. Super. Ok. Hai, Andrei, hai la treabă. Cum e, Paul? Suntem în ultima zi. Este extraordinar. N-am mai fumat de mult ca narghilea, dar totuși team building-ul pe care l-ai organizat acum a treia ediție, a doua pe Lacul Iannis, da, este extraordinar. Ne simțim cu toții foarte bine, pește s-a prins. Chiar au ieșit niște pești frumoși. Frumoși, foarte frumoși. N-am avut parte, într-adevăr, de over 20 pe fiecare stand, cum ne-am fi dorit, dar totul a fost extraordinar. Este extraordinar în continuare. Am apucat să și socializăm, am apucat să și pescuim, am apucat să testăm și produse, am apucat să facem cât un pic din tot ce ne-am propus. Da, într-adevăr, produsele pe care le-am testat, Claumar, pe care le știm cu toții, sunt niște produse extraordinare. Deci mie, cel puțin, mi-au plăcut și am încredere în ele în continuare. Mă bucur. Deci, până la urmă, care e cea mai mare captură a ta? Cea mai mare captura mea pe care am prins-o ever de când pescuiesc. Deci este... Nu, aici! Aici, da. Nu. Bun. Nu, aici. Deci aici a fost un simplu 14 plus. Am avut și un drill cu... Eu ceva mare. Sper și cred că a fost un over 20. Dar asta este, ca de fiecare dată, peștele cel mai mare este cel pe care l-am scăpat. Așa e, fiecare are șansa lui până la urmă, știi? De-aia se numește pescuit și nu se numește prins pește. Altfel mergeam la biliard sau la ping-pong. Exact. Ce ți-a dat rezultatul cel mai bun? Adică ce ți-a adus cel mai multe trăsături și cel mai mare pește? Deci cel mai multe trăsături mi-au adus, am pescuit în primul rând pe boiles, critic echilibrat, squid și prună și Frankfurter tare dipuit. Deci ele au fost cele două boilesuri pe care le-am folosit. Am dat și cu spombul. Aoleu, să-ți arăt, am niște filmări cu wolf-ul alb. Merge brici, deci mi-a plăcut extraordinar. Multă lume zice că nu știu ce, că se închide, că nu prinde apă, nu. Este extraordinar. Acum ce modelele noi, sunt extraordinare. Deci eu am fost super mulțumit de absolut tot ce am avut în stand și chiar mi-a plăcut. Mă bucur, Paul. Ok, hai să vedem ce mai spun și ceilalți consultanți. Sigur că da. Ce faci tu, Florin, aici? Uite, Claune, pregătim să facem un gulaș. Așa ca de ultima seară, nu? Exact, suntem în ultima seară a team building-ului pe care tu l-a organizat aici pe Lacul Iannis, a doua ediție, și pregătim un gulaș. De-al locului, să spun. De-al locului, exact. Cum e? Ce captură ai avut cea mai mare? Cea mai mare captură a fost un 18 kg, un crab frumos, solzos. Un comun. Un comun frumos, da. Unde, în ce distanță l-ai luat? Undeva în 90 de metri. 90 de metri, deci a funcționat pe apă adâncă. Exact. Și ca și momeală? Boilex, critic echilibrat, squid cu prună, tras în pastă, cerculeț atașat pe montură. Am înțeles. Deci vezi că se prind crab mari și fără pungi PV aici, cum e obișnuit Lacul Iannis. Am înțeles, da, corect. Cumva asta a fost și strategia mea, cumva, exact așa am venit. Un padinadă, compact, concentrat, și la riguri să folosești bile, atașa seculeți, un clasic. Cârligele cu ce le-ai legat? Cu fluorocarbon sau cu textil? Am alternat între fluorocarbon și textil, dar în mare parte am legat cu fluorocarbon. Am înțeles, ok. Mă bucur, Florine, că ai participat alături de noi încă o dată la team building-ul Claumar Pescar și mai avem încă o noapte în față, în care sper ca toate standurile să aibă câte un over 20, că practic asta a fost țelul nostru, obiectivul nostru, să prindem toți câte un crab mare și cât mai mulți, bineînțeles. Absolut. Mulțumesc tare mult pentru invitație și doar faci parte din echipă. Hai să vedem gulașul cum iese. Hai, dăm drumul. Ia, tai acolo. Uite așa, facem feliuțe. Hai, lasă TikTok-ul Cristi. Cristi, hai noroc! Hai noroc, Claule! Mă bucur să ne revedem. Mai avem o lună și ne revedem iar. Stai un pic, căsutul ăsta. Ai făcut ceva rău acolo. Am făcut ceva rău, din nou. Mă rău fac. Noroc, Cristi! Noroc, Claude! Mă bucur să ne revedem din nou pe Lacul Iannis. Da, mai avem o lună și ne revedem pe Lacul Cetariu. Abia aștept. Da. Mi-ai cam rupt fușul, Cristiane, ce să zic. Dintre toți, tu ai prins cel mai bine. Da, pot să zic că am avut parte de pești mulți. Mari. Mari, am avut pești și mari. Adică pe lângă că au fost mulți, au fost și mari. Exact. Am avut parte de 2 pești chiar trecut de 20. 21.800 și 21.900. Exact. Și plus... Dar nu erau mai mare ca mine. Așa este. Și mulți peste 15. Da. 17, 8, 16, o grămadă de pești. Lacul Iannis are o densitate extraordinară de crapi mari, superbi. Așa este. Chiar într-o continuă creștere și evoluție, să zic așa, a densității și a calității peștelui, da, din ce în ce mai mari, drill-uri spectaculoase. Câți pești ai prins în total? Pești 40. 40? Mamă, și eu care credeam că mă apropii vertiginos de tine. Ai 40. De mine și de mine, am abia 26, credeam că ai 32. 40, aduci pe saltea. Acum nu mai punem și pe cei scăpați sau niciodată. Pe 40, exact, 40 aduci pe saltea. Mamă, e partida vieții tale? Mai, până în momentul de față, pe Lacul Iannis, pot să zic că am avut cei mai mulți pești prinși în partida asta. Până în momentul de față, n-am avut parte de atâtea prezentări și atâția pești. Deci cei mai mulți. Care a fost distanța la care ai pescuit? Distanța la care am pescuit 120-125 de metri. Am optat să merg pe zona insulelor, pe o apă cu adâncime mai mică, undeva la 1,8-2 metri cât are acolo, în zona respectivă. Aceea. Exact. Și am insistat acolo. Am văzut din prima zi că peștele a răspuns foarte bine în zona aia și am mers tot pe aceeași distanță. Am coborât de loc. Și monturi? Monturi... Baguri. Baguri. Pungi PVA. Pungi PVA cu micropelete, Red Krill, Fishmeal, amestecate, un amestec de peleți. Amestecate combinate. Exact. Forface scurte, plumbii de 80 de grame, clasici bagurilor. Așa, și la cârlig am folosit, am avut prezentări, pot să zic multe, și pe critice de 16, am mai pus câte un after, a răspuns la fel de bine, ceea ce tind să cred că de fapt, dacă le dai în zona care trebuie, indiferent ce ai, exact, ai prezentare. Exact. Totuși se ajunge acolo. Contează foarte mult și peletele pe care le folosești în punga PVA. Pentru că, la fel, am avut perioada în care răspundea, am încercat și eu, văzându-te pe tine că prinzi atât de mulți, am încercat și eu să pun și în perioada respectivă prindeam la amestecul ăsta de peleți de Red Krill de 4,5 și de 2 mm cu Premium Select de 4,5 și 2 mm. A fost o combinație foarte mișto, dar la mine mi-a funcționat mai bine altceva, o să spun cândva, veni rândul meu. O să ne prezint și tu strategia ta pe care ai folosit-o, am văzut că ai prins și tu foarte bine, mai ales pătind de noapte. Da, azi noapte am avut cea mai bună noapte. Da. Cea mai productivă noapte, cred că 15 crapi azi noapte. Mamă. Azi noapte n-am avut, am avut vreo 6 prezentări și pe timp de zi au început de așa vreo să urce treptat. Da, Cristi, încă o dată mă bucur că ne-am reîntâlnit aici pe Lacul Iannis. Mai avem puțin și ne vedem la cetariu. Așa este, abia aștept. Și acum și în toamnă. Acum și în toamnă, exact. Când va fi și închiderea de sezon. Exact. Noroc, Cristi. Noroc, Laule. În continuare mai avem încă ultima noapte. Exact, mai avem încă 24 de ore aproximativ la dispoziție și poate luăm ceva frumos. Și mai frumos de atât. Apoi, numai Seba. Cum a fost? A fost bine și mai avem de stat. Greu, Lacul Iannis este un lac dificil cu toate, care are o densitate mare. Da. Deși are o faună piscicolă foarte mare, talia crapilor este foarte mare. De cele mai multe ori te chinui să prinzi pește indiferent de talie. Asta apreciez la acest lac, pentru că nu-ți oferă totul pe tavă, te pune să muncești. Te pune să spui mii de la contribuție. Este o muncă continuă, zi, noapte, idei, tactici. Care este cel mai mare crap pe care l-ai prins? Un crap omul de 15 kg până în momentul de față. Ok, la ce ai intrat? Am intrat pe bag. Am pescuit pe bag-uri, am început să pescuiesc în pe zona cu apă adâncă, fiind și vremea urâtă afară, m-am gândit eu că vor coborî pe apă adâncă, dar am prins, dar nu foarte, foarte mare deocamdată. Mai avem o noapte în față? Eu m-am bazat pe beguri, fiindcă știu că crapii caută pelete cu proteină și am folosit aici Red Krill-ul, care știu că are o proteină foarte mare și crapul interceptează foarte repede. La crilic ce ai folosit? Am folosit bile de 16 mm Frankfurter, atât tare cât și critică echilibrată. Okay. Iar în pungile pe veadă care zici? Red Krill de 4,5 și 2 mm. Nu am înțeles, ai făcut un amestec, o combinație. Am avut și cu Fishmeal și cu Red Krill. Deci am avut de baguri făcute din două tipuri de pelete, am avut bag din doar un tip de pelete de Red Krill, dar am avut două dimensiuni. Am înțeles. Mamă, ce-mi place cum ziceți voi toți pe aici, baguri, baguri, baguri. La pungile pe veadă. Așa ne-am... S-a împământenit chestia asta. Da. Și vrei să schimbi ceva la strategie? Da, m-am gândit să urc cu lansetele puțin mai sus, să folosesc... am văzut că deja ai urcat cu una. Da. Să folosesc momeli rigide, mărimile rigilor am început să folosesc Ciodi de numărul 4, legate cu fluorocarbon, plumb de 116 grame, să pot să ies în zona insulelor, pe care am și nădit cu Cobra, bile de 24, Squid Căpșuni. Zonă pe care ne-a funcționat atât mie cât și lui Cristian Ciumpe, și lui Paul Beldie. Exact. Cu siguranță va funcționa, probabil în seara asta se va activa patul de NADA. În seara asta se anunță forță, nu ne lasă să dormim. Nu se doarme, se pescuiește. Prindem numai crap mari și mulți. Foarte. Ok, și-a mers. Și-a mers și va merge. Salut, Radu! Salut, Claudiu! Ia zi-mi, e ultima seară, mai avem doar câteva ore înaintea noastră. Cum a fost până acum? Până acum a fost ok. Ți se părea, e prima oară pe Lacul Iannis? Exact, e prima oară pe Lacul Iannis. Ți se părea ușor la început, înainte să vii încoace? Inițial mi s-a părut ușor, având în vedere ce densitate are, ce populație de pește. Apoi am urmărit ultimul concurs desfășurat aici înainte să venim. Și am văzut că lucrurile au scârțit. Că nu e chiar ce trebuie. Okay. Am încercat o abordare mai ușoară, momitoare, papanele, dar n-am avut rezultate. Am trecut pe elicopter, critice, Frankfurter și au început să vină pești. Deci, până la urmă... am mers pe mâna ta, cum s-ar zice, că la tine am văzut asta. Exact. Până la urmă, varianta de Fishmeal a fost câștigătoare în momentul de față aici pe Lacul Iannis. Gândește-te că primul lucru pe care l-am făcut, am măsurat temperatura apei, 9 grade. Și eu venisem cu altă strategie. Dar m-am adaptat pe parcurs. Mă bucur că ai făcut-o și tu. Care a fost cel mai mare crab pe care l-ai capturat? În jur de 14 kg. Am avut, chiar azi dimineața am avut un drill destul de plăcut, un crab de 14 kg. Și trăsături au fost destul de multe. O frecvență destul de mare, am avut câteva capturi, pești foarte bătăioși, foarte grași, viguroși. Da. Rar întâlnești așa ceva. Sunt bine crescuți, să le spunem așa. Sunt bine crescuți, bine mâncați, pește mediu de aici. Da. Radu, mă bucur foarte mult că ai participat la această ediție. Anul trecut nu ai putut să participi la ediția de la Lacul Iannis, dar acum ai avut posibilitatea de a vedea cum se desfășoară lucrurile aici. Cu toate că îi apare un lac ușor de abordat la început, este cu totul greu de abordat dacă nu te adaptezi în funcție de ceea ce se întâmplă. Și tu ai văzut foarte bine asta cu pielea ta. Obișnuit pe belțile din jurul Bucureștiului, un pescuit mai lejer, unde toată lumea pescuiește cu bile, cum eram obișnuit. Aici e altceva, trebuie să te adaptezi, altceva. În continuu, cauți, schimbi, faci, asta am și făcut. Am încercat clipsat și am căutat distanțe. Cât ajungeam aproape de insule, apăreau trăsături. Exact. Ca și monturi, ce monturi ai folosit? Am plecat pe mumitoare, dar asta a fost un eșec. Am trecut pe o montură elicopter, fluorocarbon, cârlig Ciodi, bilă critică echilibrată sau Frankfurter solubil. Astea două mi-au adus rezultate bune, neașteptate de bune. Multe trăsături, pești frumoși. Trăsături multe, pești frumoși, bătăioși, da. Exact. Altceva, ai folosit pelete sau semințe sau ceva de genul ăsta? Ai folosit nădirea grea? Da, 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 am folosit exact nădirea grea. Am făcut un amestec de pelete, de NADA Feeder Pro, câteva bile solubile și am nădit cu racheta. Inițial am făcut un pad de nadă pe jumatea standului, cum ar veni, și am pescuit lateral. Apoi seara, înainte să ne băgăm la cort, solubile, am dat vreo, să zic, jumătate de kg de bile solubile, tot Frankfurter, 20-24 cu Cobra. Am înțeles. Radu, felicitări pentru rezultatele obținute. Mai avem oricum câteva, mai avem, sperăm câteva ore bune, exact, știi, în care să putem să mai capturăm crapi frumoși de Iannis, crapi mari, și sperăm ca dimineață să batem cuba cu un crap de 20. Toată lumea speră. Ionuț, e ultima seară. Mai avem câteva ore la dispoziție de pescuit. Cum e? Cum a fost până acum? Ce ai prins cel mai mare? Cel mai mare de până acum a fost de 15 kg, în schimb am prins mulți de 10, 11, 12, din păcate printre aceștia nu s-a numărat unul mai mare de 15. Băi, știi, mai ai nevoie și de gramul ăla de da, de noroc, adică ca să, e greu să faci selecția între 15 și 20. Exact, exact, au guri mari, noi pescuim cu momeli mici, fiind apa rece, practic totul ține de noroc. Hai să nu exagerăm. Dacă avem o anumită frecvență, nu mai e noroc, dar dacă prindem câte 1-2, acolo e mai discutabil. Oricum, ai prins destul de mulți. La ce monturi ai folosit tu? Ce ți-a părut ție că a funcționat cel mai bine? Pentru mine, la început a mers foarte bine momitorul. Doar pentru tine? Doar pentru mine. Cred că am fost singurul care a prins pe momitor. Dar după n-am mai putut să ajung acolo unde îmi doream cu momitorul, că a început vântul din față și a trebuit să mă succes pe helicopter. Adaptare. Da, adaptare. Am stat mult timp cu momitoarele pe apă mare, n-am avut rezultate, cum am pus helicopter, imediat au început să plece. La momitor ce foloseai? Am folosit Feeder Pro în primul rând și Carp Feeder Pro. Și Carp Range. Da, și pelete de 2 mm. Cam în proporție. Și atunci la început a fost bine. Deci la început a fost bine. A fost bine. Dar știi cum e momitorul, nu prea e indicat în partide lungi să-l folosești 3 zile, 4 zile. Da, clar. Momitorul e doar pentru atracție rapidă și atât, nu poți ține peștele doar din momitor. Așa este. Și ușor, ușor te-ai adaptat, te-ai schimbat pe monturi helicopter. Ai văzut că peștele răspunde în zona inselelor, este de fapt destul de departe de unde stăm noi. El caută cumva o zonă de refugiu, o zonă tampon. Da, și între insule în special. Dar să poți ajunge acolo, ai nevoie de vânt favorabil, altfel e greu. Sau tehnică și echipament. Da, și... bineînțeles, bineînțeles. Da. Toate la un loc. Toate produc un rezultat. Ca și cârlige, ce ai folosit? Am folosit Ciodi, în primul rând, și White Gape, cârligele în care am încredere. Legate cu ce? Legate cu fluorocarbon de 0,3. Da, deci nu pot să cred. 0,3, până acum n-a pocnit niciunul, deci e bine. Nu pot să cred că tu ai venit aici la Iannis după trofeele pe care le poate oferi Lacul Iannis cu fluorocarbon de 0,3. De 0,3. Curaj niciodată. Bineînțeles că am și 0,35 și 0,4 la mine, dar din moment ce 0,3 a rezistat până acum, eroic. Nu am schimbat, nu am schimbat. Am zis să merg pe fineți, exact așa cum îmi place. Am înțeles. De nădit, cum? Ai nădit mult? Ai nădit puțin? Moderat, să zic. Ai nădit cu racheta? Ai nădit cu Cobra? Am nădit și cu Cobra, și cu racheta Spider, și cu racheta Wolf. Am nădit cu ambele tipuri de rachete. Am înțeles. Te-ai dus cu nada aproape de insulă sau ți-ai tras o linie mai... În primul rând am tras o linie mai consistentă înainte de insulă, iar în dreptul insulei am nădit foarte puțin, doar câteva rachete. Doar așa, ca să-l faci pe el curios, să-l strânești. Exact, exact. Și cu Cobra tot acolo am dat. Am înțeles. Și pentru noaptea asta ce strategie vrei să aplici? Cea pe care am aplicat-o și până acum. Rămân pe helicoptere și, nu știu, sper să se întâmple o minune. Dumnezeu cu mila, nu? Exact, exact. Tare și în față și o cruce înainte. Știi tu chestia, vorba aia, Doamne le ajută. Da. Ok, Ionuț, abia aștept să văd rezultatele până dimineață. Sunt tare curios să vedem fiecare stand cât de bine s-a adaptat în funcție de condițiile pe care le-a oferit fiecare stand în parte. Pentru că s-a schimbat atât temperatură, presiune atmosferică, vecini de stand, vântul care a bătut din toate direcțiile, cantitatea de nadă oferită de vecini și deci astea au fost niște variabile pe care a trebuit fiecare echipă să o ia în considerare. De aceea sunt tare, tare curios să văd rezultatele până dimineață. Eu având noaptea furtunoasă, noaptea trecută, având trăsăturile alea, am zis că toată lumea a prins, dar de fapt n-a fost așa. A fost doar... Am mizat pe o cantitate mare de nadă, fiind obișnuit peștele din Lacul Iannis să se hrănească foarte bine, am mizat pe o cantitate mare de nadă. Așa că abia aștept. Ne vedem mâine dimineață! Andrei, uite că mai avem doar câteva ore până la finalul acestei partide. A fost o partidă grea. Așa este. În care strategia pe care am plecat nu a fost strategia cu care terminăm. Asta înseamnă adaptabilitate. Cred că asta a fost cheia, așa este. La un moment dat chiar eram aproape de numărul de pești pe care l-a prins și Cristi, colegul nostru, care ne-a dat clasă în această partidă. Dar mai avem o noapte în față, noapte în care putem să întoarcem puțin rezultatul. Am capturat cel mai mare crap comun, solzos, frumos. Da, am dat cu bucurie. Din acest eveniment avem acest crap cu greutatea superbă de 23 de kilograme și 75 de grame. Și a fost toată chestia să vedem că de fapt crapii se hrănesc foarte, foarte, foarte sus. Am pescuit în principiu 90% pe aceeași montură după ce ne-am dat seama că... Așa este, am petrecut foarte multe ore aici, mi-aduc aminte și am tot dialogat uitându-ne și la colegi și așa, cum și să ne dăm seama de comportamentul crapului. Și cred că asta a fost schimbarea. Adaptabilitatea a venit cumva coroborată cu schimbarea aceasta când am văzut comportamentul, unde prind colegii, de ce nu se duc foarte sus și dau un culoar de 20-25 de metri crapului să vină din zona de siguranță să se hrănească corect. Și odată ce am stabilit împreună să schimbăm, a început să dea rezultate. Am avut o noapte foarte grea. Și echipa care am pescuit cel mai sus dintre toți, lansetele ProLogic Fulcrum, ajutându-ne foarte mult să atingem această performanță. Aici cred că a fost și un pic diferența între noi și ceilalți colegi. De aceea noi până acum avem 26 de crap capturați. Da. Cu cel mai mare de 23,75. Așa este. Am schimbat, ajutat, am pus și o montură care se pretează distanțelor foarte mici. Helicopter. Da. Bilele au fost dipuite, nu au avut nevoie de foarte mult, pentru că am folosit bile tari, dar dipuite. Au avut un plus de aromă, chiar dacă izolată acel boilies. Oricum. Da. Nada noastră a fost în primă fază, patronul nostru a fost în primă fază undeva pe la 85-87 de metri, da. După care am urcat cu el în 110. Da. Și din ce în ce ne-am dus cu patul mai sus, iar practic monturile noastre au fost complet izolate de paturile de nadă, pescuit undeva în 150, 160, chiar 170 de metri în cazuri izolate. Da, știu că nădeam pe rând 2 pumni de boilies, Cobra, câte puteau să ajungă și cât de grupat putea să fie, da, la acele distanțe. Era oricum doar poziționare. Doar poziționare. Boilisul de la Krill să fie de foarte bună calitate și să fie acolo unde trebuie. Asta contează cel mai mult în momentul de față. Andrei, până mâine dimineață putem să întoarcem rezultatul. Aseară am avut 15, da, 4 colegul. Eu cred că balanța se înclină, da, ușor, ușor. Dacă avem aceeași cadență, suntem plini de energie, da, sunt foarte motivat. A fost o partidă excepțională alături de tine, deci pur și simplu ne-am completat. E vis, îmi place enorm, mi-a plăcut enorm să pescuiesc alături de tine. Am început să prindem și cantitate, deci a început practic peștele să stea în Răspunde. Am fost și echipa care a nădit cea mai mare cantitate de nadă dintre toate cele prezente în momentul de față și sunt sigur că de-aia am și avut pornirea mai grea din cauza nadei multe, dar a la lung își face efectul, își spune cuvântul. Același, a venit puțin mai devreme patronul, administratorul lacului și mi-a zis Boilis de la Claumar Fishmeal și am zis, nu știu, inițial am amestecat și câteva pelete pe care le oferă administrația, aș vrea să divulg câteva secrete. Și zice, mă bucur că ai avut încredere în ele, este un boilis foarte bun și trebuia să dea rezultate. Nu are nicio treabă cu ce furajăm noi sau cu ce oferim noi în plus fiecărui stand. Este foarte bine că ai plecat și ai avut încredere în nadă și uite că ți-a dat rezultate. Uite ce ai reușit să faci azi noapte odată ce s-a activat și uite azi dimineață cu ce a culminat cu 23. Felicitări, băieți! Exact. Asta mi-a zis și Cristi Deme. Da. Andrei, încă o dată mă bucur enorm că am mulțumesc, ești partenerul ideal și am făcut o partidă de vis. Mulțumesc frumos, Claudiu. Și eu. Sper că ai avut de învățat de la mine, că eu, spre exemplu, am avut de învățat de la tine. Foarte multe. Îmi place meticulozitatea ta, îmi place cadența, îmi dai foarte multă energie, adică mă simți că poate sunt puțin obosit sau ceva, nu te ferești să pui mâna pe cobră, să lansezi, să te forțezi, să mergi acel metru în plus, care să ne aducă rezultatul mult dorit. Exact. Încă o dată frumos și pentru echipamentul pus la dispoziție, și pentru nadă, și pentru un partener impecabil din toate punctele de vedere. Abia aștept să vedem rezultatul mâine dimineață, după finalizarea acestei partide superbe de pescuit. Andrei, iată că a venit și momentul să ne luăm la revedere de la superbul lac Iannis. A fost o partidă foarte reușită din punctul meu de vedere. S-au prins crapi mulți, mari, 3 săriți de 20 de kilograme. Toată lumea a prins, toată lumea s-a simțit bine, toată lumea a apucat să testeze noile boilisuri critic echilibrate Frankfurter și Squid Căpșuni. Toate strategiile au funcționat? Toate strategiile au funcționat. 4 standuri, 4 strategii diferite. Bine, s-au adaptat fiecare stand. Asta am vrut să spun. Mi-a luat cuvintele din gură, s-au adaptat. Au venit repede, au trecut repede pe aceste critice noi. Și ce crezi, toată lumea a avut rezultate. Exact. Excepțional. Hai să mergem, că începe ploaia. Exact acum începe ploaia. Haide că avem mult drum. Pa! Pa!